Serviciul de telecomunicații speciale a lansat aplicația Apel 112 pentru telefoanele mobile, care permite transmiterea coordonatelor GPS în momentul inițierii unui apel către Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Astfel, agențiile specializate pot interveni mai rapid și mai eficient, crescând astfel șansele de salvare în situații care pun în pericol viața, proprietatea și mediul. Conform legislației în vigoare, centrele unice pentru apeluri de urgență primesc și înregistrează automat apelurile de urgență, confirmând și localizând pe cât posibil apelurile primite. Furnizorii de telefonie mobilă au obligația de a transmite informația de localizare primară la inițierea fiecărui apel către 112 sub forma unui identificator de celulă și, acolo unde există mai multe sectoare, sub forma unui sector de celulă. Având în vedere necesitatea îmbunătățirii preciziei de localizare a apelurilor de urgență, Serviciul de telecomunicații speciale a dezvoltat aplicația Apel 112 pentru mobil, în vederea transmiterii către serviciul de urgență a informațiilor de localizare avansată. Apel 112 este o aplicație pentru telefoanele mobile cu sisteme Android și iOS, capabilă să genereze informația de localizare și să transmită poziția geografică a telefonului. Aplicația folosește conexiunea de date și serviciul de localizare ale telefonului mobil, adică GPS-ul, pentru a transmite către sistemul informatic al serviciului de urgență 112 informația de localizare, conținând coordonatele geografice ale telefonului mobil. Aplicația este gratuită și poate fi descărcată pe telefoane din magazinele de aplicații Google Play și App Store și nu necesită înrolarea utilizatorului într-un sistem informatic al Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență. La prima accesare a aplicației Apel 112 este necesar ca utilizatorul să accepte termenii și condițiile. Totodată, pentru a asocia informația de localizare la apelul către 112, utilizatorul trebuie să introducă în aplicație numărul sau numerele de telefon aferente telefonului pe care este instalată aplicația, pentru terminalele dual SIM. La accesarea aplicației, pe ecranul telefonului se afișează latitudinea și longitudinea corespunzătoare poziției geografice în care se află acesta, cu o rezoluție de cel mult 5 decimale, ceea ce echivalează cu o precizie de aproximativ 1 metru la sol. La acționarea butonului Apel 112, aplicația va extrage și transmite informația de localizare în sistemul informatic al Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență. Dacă informația de localizare nu este transmisă automat în sistemul 112, coordonatele pot fi transmise verbal de apelant și introduse și poziționate manual pe hartă de către operatorul 112.